Bun găsit la Fotbal Luca, ediție specială, ediție de sărbătoare, aici în preajma sărbătorilor, așa cum se cuvine în fiecare an. Astăzi o ediție în care vom intra în familia Dulca, pentru că avem o familie de fotbaliști și alături de mine sunt Marco și Cristi. Bună seara, bun găsit! Bună seara! Ne bucurăm că e Marco în vacanță și am reușit să-l prindem în această perioadă, pentru că e scurtă vacanța, nu, Marco? Da, mă bucur că am venit și eu acasă, am câteva zile de vacanță, o vacanță bine meritată, pot să spun, pentru că a fost un an foarte greu, din toate punctele de vedere, dar vreau să profit mai mult de acest timp liber. Cred că în momentele astea sunteți împreună, când sunt sărbători, cred că sunt tot mai rare, nu momentele? Da, puține momente, într-adevăr, el fiind plecat tot timpul, cea mai grea perioadă, pot să spun, pentru noi, pentru familie, a fost când a fost plecat în Anglia. De la 16 ani, moment mult mai greu pentru părinți să lași copilul singur la 16 ani, nefiind adult, dar s-a obișnuit, mă bucur că perioada respectivă l-a întărit și cumva îi face bine acum. Da, o să discutăm mai pe larg despre cariera lui Marco, în primul rând, despre felul în care l-a influențat tu, Cristi. Marco, care recent a și marcat primul gol în Liga 1, o să revedem și acea reușită. Așa ca să începem, ca o idee de început, voi sunteți o familie de fotbaliști. Sunteți chiar la a treia generație care are legătură cu fotbalul, nu, Cristi? Și tatăl tău a fost arbitru. Da, tata și jucat la un nivel mai mic, așa, până la Liga 3, după aceea a fost arbitru divizionar. Nepotul meu, Alex Dulca, la fel, până acum, în iarnă, a jucat la Rapid, vom vedea următoarea destinație. Eu, la fel, Marco mă calcă pe urme. Rar se întâmplă lucrul ăsta, să ai atâtea generații de fotbaliști. Marco, mă gândesc că și tu și vărul tău ați fost inspirați, în special de Cristi. Da, în primul rând a fost inspirați de el, dar eu cred că cel mai mult am exersat și am stat în fiecare zi cu bunicul meu. Ne antrenam în fiecare zi în curte, mi-a arătat cum să lovezi mingea, dar cel mai mult a fost tatăl meu. Interesant, deci v-a pregătit bunicul pentru viitoarea carieră. Eram cel mai mult împreună, eram cu el, pentru că el fiind plecat, nu prea am avut timp să stăm mai mult împreună. Crezi că faptul că tatăl tău a fost fotbalist a fost lucru decisiv ca tu să ajungi să faci asta? Crezi că dacă Cristi nu era un fotbalist, reușai și tu să fii? Sau te-ai fi gândit la asta sau nu te-ai fi gândit? Îți trecea altceva prin cap? Acesta a fost un factor important, pentru că a fost el fotbalist, deoarece în lume în casă se mănâncă fotbal pe pâine, să spun așa. Vorbiți și altceva în afară de fotbal în casă? Mai mult, 90% fotbal. Dar, nu știu, important e că mi-a plăcut și mie acest lucru de când am fost mic. Acesta a fost cel mai important lucru. Urmăreai meciurile lui Cristi după ce ai crescut? Ai urmărit meciurile, nu l-ai prins, sigur, jucând, erai foarte mic când el s-a retras, dar ai urmărit meciul și dacă ai urmărit, nu știu, au fost câteva care te-au impresionat, care ți-au plăcut, pe care le-ai văzut de mai multe ori? După ce am început să mai cresc, să mai înțeleg și eu fotbalul, să zic așa, am început să-mi arate pe casete video meciurile lui de la Rapid, din Coreea, am văzut chiar un meci. Iar după am început să caut eu pe internet și mă uitam, că eram foarte curios cum joacă sau cum juca înainte. Ai un meci preferat pe care l-ai văzut de mai multe ori? Cred că cel cu Steaua, când a și marcat cu capul, parcă. Un meci Rapid Steaua, nu? Da, 3-0, Rapid. Cu el te lăudai, Cristi? Nu neapărat, nu. Dar unul dintre meciurile bune ale noastre la Rapid și, bine, eu tot timpul îi arătam atmosfera din Giulești, că era foarte important cadrul în care jucam și atmosfera pe care o făceau suporterii giuleșteni. Bine, au fost mai multe jocuri pe care le-a văzut și el, și finala Cupei României, pe care am câștigat-o 98, la fel, cu un stadion Lia Manoliu la vremea respectivă foarte arhiplin. Urmăreați împreună, mă gândesc. Da, ne mai uitam, dar referitor la ce ați vorbit mai devreme vis-a-vis de părinți fotbaliști și copii care au condamnat fotbalul, un exemplu clar este Florin Bătrânu, care are un băiat și băiatul lui este antitalent. Chiar râdeam cu el și face cu tot, lucrează în IT. Da, da, da. Fiul lui. Adică total, nu are... Deci depinde și de, cum a zis și Marco, depinde de el, de dacă îi place. L-am lăsat și chiar de vreme l-am dus la fotbal, la 5 ani. L-am înscris la Universitatea Cluj. Ce-ai încercat să-l influențezi? Deci, el peste vreo 5 ani are 25 de ani de fotbal. Ai încercat să-l influențezi puțin? Păi l-am influențat în bine, da. Adică sigur că mi-ar fi plăcut la vremea respectivă să ajungă fotbalist, pentru că îmi doream să merg la meciuri, știu ce trăia și tatăl meu când venea la meciurile mele și mi-aș fi dorit, sigur. Și văzându-l că are talent și îi place acest lucru, l-am încurajat mult mai mult, am investit în el. Să fac așa o glumă, îi tot spuneam că peste ani, când se va lăsa, o să fac de contul câte ghete i-am cumpărat, câte vitamine, câte ore pierdute. Dar mă gândesc că e cea mai mare mândrie pentru un tată, adică majoritatea fotbaliștilor doresc să aibă copii pe fotbaliști, nu? Asta se speră. Da, trăiești momente frumoase când... Îți retrăiești cariera de fotbalist, da. Acum, prin el? Pot să spun că da. Bine, mai are de muncit până să ajungă la nivelul meu. Nu, eu pot să spun acum, fără falsă modestie, pot să spun că la vârsta lui nu făcusem ce face el acum. Adică eram, cred că eram în armată. Liga 3-a sau a 4-a jucam atunci. Pe care, bine, alte vremuri... Oricum are câțiva pași înaintea ta. Are mai mulți pași înaintea mea și... Eu am avut, cred că, 2 ani în care am urcat foarte mult, ascensiunea mea a fost foarte rapidă, o ascensiune la care nu m-am așteptat în perioada respectivă. Marco, tu când te-ai simțit așa cel mai mândru când îi urmăreai meciurile tatălui tău? Cel mai mândru? Cred că și la campionatul mondial, adică toată lumea știe pentru acest lucru, că a făcut parte din generația de aur. După golurile care le-a marcat și, nu știu, și-a creat acest nume pentru ce a făcut la echipa națională mai mult. Îl mai certai așa după ce urmăreai meciuri? Mai spuneai, uite, aici n-ai făcut bine, aici ai greșit? Totdeauna avem discuții pe această temă, dar eu cred că, mai ales îmi spune că meciurile din trecut erau mai rapide, ritmul era mai rapid și eu nu sunt de aceeași părere cu el, nu știu. Mi se pare că fotbalul din ziua de azi e mai rapid și mai mult tactic, așa. Marco e mai talentat decât tine, nu? Asta, aici e discutabil, pentru că nu știu ce eu jucam fundaș central și el joacă mijlocaș. Total diferit, sigur că... Și aici îl contrazic. Nu, clar, are altă... nu știu, altă structură și clar e mult mai tehnic ca mine. Eu nu eram așa tehnic. Aveam alte calități pe care le-am în timp, așa mi le-am întreținut, cum se zice, am muncit foarte mult, dar el are calități tehnice mult mai bune. Vedem aici niște poze de familie, poze cu voi, când Marco era mai mic. Voi aveți oricum o relație foarte apropiată, nu? Mă gândesc că discutați foarte mult despre cariera ta, discuți după meciuri, nu? Cu tatăl tău de fiecare dată. Da, normal. Cred că vorbim de 3-4 ori pe zi. Chiar dacă acum am revenit în țară, avem o relație foarte strânsă, mai mult de prietenie, pot să spun. Și înainte de meci, după fiecare meci, mă sfătuiește, îmi spune ce am greșit și ce trebuie să fac mai bine. Nu mă ceartă, dar îmi dă anumite sfaturi care mă ajută. Îți iei notițe, Cristi, în timpul jocurilor? Cum faci? Nu trebuie să-mi iau notițe, dar le-ai în cap, nu? Chiar discutam într-o emisiune cu tine de faptul că el știe să-și analizeze evoluțiile, pentru că de când eram mic am încercat și l-am L-am certat în anumite momente când el credea că juca bine sau venea acasă, eu îl certam și spuneam că a jucat slab. Plângea, că iarăși mă cerți când eu am jucat bine. N-ai jucat bine, uite, ai făcut aia, ai făcut aia. Și încet, încet a reușit să-și analizeze singur evoluțiile și să crească prin această analiză. Pentru că dacă tu ai impresia că ai jucat bine, de fapt ai avut anumite momente slabe în timpul jocului, poziționare, lucruri tehnico-tactice, și trăiești cu impresia asta, nu e bine dacă nu-ți faci o analiză corectă. Și încet, încet, asta trebuie să facă. Orice fotbalist ar trebui să facă lucrul ăsta. Bine, am avut noroc și cu analiza video după meciuri. Până la 15 ani n-a fost niciun meci filmat sau foarte rar. Meciurile importante erau filmate, dar acum vezi fiecare meci, poți să dai în reluare, să vezi orice fază ai avut în timpul meciului, să-ți faci autoanaliza. Deci era un tată cam sever, așa. Te certa, plângeai uneori. Plângeam pentru că, cum a spus și el, eu credeam că am jucat bine, poate dădeam și un gol, dar pe lângă acel gol nu prea am avut foarte mari realizări și eu eram mulțumit, dar el vedea altcumva din afară. Ai considerat când erai copil că e un avantaj faptul că tatăl tău e fotbalist, e fost fotbalist, sau e un dezavantaj? Cum luai lucrul ăsta? N-am considerat un dezavantaj. Un avantaj e pentru mine, deoarece am cu cine să vorbesc după meciuri, am cu cine să mă sfătuiesc, mai ales pe plan profesional, pentru că a fost și el fotbalist. Nu știu, în rest, nu știu ce... Nu te gândeai niciodată că lumea o să considere că tu joci pentru că ești fiul lui Cristi Dulca, când erai mic? Poate lumea așa gândea, dar nu. Avem atâtea exemple de copii de fotbaliști care nu au ajuns sau... Deci nu te afectau lucrurile astea? Că mă gândesc să se vorbea, nu știu. Copiii vorbesc de multe ori. Nu, chiar nu m-a afectat nimic. Adică chiar și dacă am auzit unele povești, nu m-au deranjat. Foarte interesant, oricum continuăm așa incursiunea în familia Dulca, în cariera lui Marco. Scurtă pauză, ne întoarcem. Am întors la ediția specială Fotbaloc, o ediție cu familia Dulca aici de față. Vorbeam înainte despre momentele în care erai junior și cum simțeai faptul că erai fiul unui fotbalist. N-a fost niciodată nevoie să-l ajuți în carieră. Nu, pentru că, cum am spus mai devreme, la 5 ani l-am dat la copii, că nu putem zice juniori, la Universitatea Cluj. Acolo au avut diferiți antrenori, la Sima, Sălăjan, Marcea, deci au antrenori foarte buni. Eu chiar nu mergeam, atât că mă cunoșteam cu ei și era normal să mă salut, dar în rest el s-a impus de mic. Cred că sunt și ceva potrivit aici, capitan de echipă, când cred că avea, nu știu, 10 ani, cred că era aici. Deci 10-12 ani, da. Adică, nu referitor la ce ai spus tu mai devreme cu influența, până la urmă un jucător, prin jocul lui în teren, are valoare. Absolut. Prin asta se vede. Și se impune. Și faptul că ai încercat să stai chiar deoparte, cred că l-a ajutat pe el. Nu, niciodată nu m-am implicat la niciun nivel și acum mă cunosc cu toți antrenorii lui, dar niciodată n-am... Avem discuții și cu Gic, am avut discuții vis-a-vis de el, dar niciodată n-am forțat nota, pentru că până la urmă el e în teren, el joacă și... Și cred că în felul ăsta i-ai fi făcut rău și lui dacă forțai nota, adică nu cred că era bine pentru nimeni. Foarte frumoase pozele astea. Bine, astea sunt câteva pe care le-am trimis. Aici, uite, un colaj făcut de Marco. Cele două de jos sunt cu trofeele. Era un trofeu la Cupa Danone sau unde era acolo? Da, Cupa Danone. Am câștigat pe țară, parcă am la primul loc. Câți ani aveai? E foarte mic acolo. 11 ani, cred. 12 ani. Și aici la un turneu a câștigat jucătorul meciului și eu i-am înmânat. Tu trebuia să dai premiu? Jucătorul turneului, pardon. Aici a pierdut, nu s-au calificat mai departe la Madrid, trebuia să meargă la Madrid și au pierdut finala, nu? Da. Cu Guta. Mircea Eliade, parcă școala de fotbal atunci. Aici era pe Ioan Moina, vechiul Ioan Moina. Aici erai mic de tot. Ești mai mic. Da, și inclusiv de pe Instagram, frumoase aceste poze. Și aici diferența Ce ai mâncat în Anglia? Te-ai transformat așa? Fasole. Fasole dimineața. Micul dejun al lor, nu? Da. În Marea Britanie. Nu, ai fost în Țara Galilor. Țara Galilor, da, da. Nu e prea mare diferență. Sigur. Cum era Cristi așa de sărbători? Se făcea multe cadouri? Se îmbrăca moș? Se surprindea? Cum era? A avut și momente până la anumită vârstă când s-a îmbrăcat și în moș, da? După aceea a trecut și acum sunt eu moșul de familie. Povestește-ne puțin de perioada asta de la Swansea. Acolo ai crescut foarte mult, fizic te-ai schimbat enorm, enorm de mult. Cred că a contat foarte mult pentru tine în carieră. Cred că ți-a schimbat oarecum, nu? Mersul carierei. A contat enorm acea perioadă la Swansea. Am stat 4 ani de zile. Cum ai spus și tu, am crescut și fizic mult și mi-am schimbat și mentalitatea, pot să spun. Și... nu știu, poate dacă rămâneam la Cluj sau la altă echipă din România, nu eram la fel ca și acum. Adică, acolo, cum am zis, și de mentalitate. Făceam școală mai mult pe plan sportiv, am și licența C de antrenorat, adică se gândeau mai mult și după fotbal ce vei face în carieră. Și, normal, antrenamentele, forța în sală, în fiecare zi de 2 ori, făceam de 2 ori pe zi forță, înainte de antrenament și după. De 2 ori pe zi? Da, înainte de antrenament mai mult activare cu puține exerciții de forță, iar după antrenament forță pură. Deci ăsta e secretul? Păi, plecam de la 8 dimineața și ajungeam acasă la ora 2. Adică stăteam acolo, aveam mic dejun, activare înainte, antrenament, forță, după luam iar prânzul, după aceea aveam refacere. Adică ne disputam o zi, cum să spun, ca la muncă acolo. Era într-un program ca... Am mai vorbit în emisiune vis-a-vis de condițiile pe care le au și de... Și iată că vedem că ne întrebăm de multe ori de ce jucătorii noștri tineri nu sunt pregătiți fizic cum sunt cei din afară. Când îi vedem că debutează la 19-20 de ani, arată altfel. Și iată, ăsta e răspunsul. Pentru că ajung, au același program de la o vârstă fragedă până la termină junioratul. Sunt dezvoltați foarte bine și atunci fac față la seniori. Noi când plecăm în străinătate la 21-22 de ani, nu avem pregătirea pe care o au, baza pregătire pe care o au jucătorii de acolo. Deci încă o chestie, în România pot să spun că la multe echipe și mulți jucători nu sunt lăsați să facă forță. Nu prea sunt lăsați. La juniori te referi? Sau? Nu la juniori, la seniori. La seniori? Da. De ce? Care e explicația? Ca să nu te obosești. Asta e explicația. Să nu fii obosit la meciuri. Și când ți s-a spus prima dată lucrul ăsta sau când ai auzit lucrul ăsta, în fine, cum ai reacționat tu având mentalitatea aia din Anglia? M-a deranjat puțin, pentru că eu așa eram obișnuit, așa mă simțeam eu bine la meciuri, făcând forță înainte, ok, înainte cu 2 zile, e normal să faci, sau cu 3 zile, ceva ca să te simți bine la meci. Și când am auzit acest lucru, normal că m-a deranjat și n-am mai fost lăsat în continuare să mă simt eu la fel, să fac același lucruri pe care le făceam înainte, când mă simțeam mai bine. Nu te-au mai lăsat? Nu, aceasta a fost o regulă, să spun așa. Că nu... La viitor, mă gândesc. Sau la și viitor, la Chindia. Sau și la alte echipe. Nu... Interesant. Vezi o diferență de abordare, dar parcă mentalitatea asta nu știu dacă face bine. Pentru că te uiți la rezultate, ei au rezultate, noi nu avem. Și înseamnă că mentalitatea lor e bună. Doar gândind așa, nu? Păi, na, văzând și meciurile echipele românești cu alte echipe din străinătate, primul lucru, asta e diferența, forța între jucători. Forță de viteză, forță pură la contact 1 la 1. Corect. Adică acolo se fac diferențele. Trece o zi, 2 să nu faci forță? Acum să nu faci antrenament? Sau ți-a schimbat și ție mentalitatea total, perioada din Anglia și... ești oarecum dependent așa de... Nu, dacă nu fac o zi sau 2, mă simt eu prost. Adică, nu știu, simt că n-am lucrat. Nu mă simt bine fizic. Și la meci se va vedea acest lucru, dacă nu... Și cred că se vede și în evoluțiile tale, adică cu siguranță se vede și perioada de acolo. Chindia o revelație, super revelație, aș spune, pentru că e echipa care a terminat pe ultimul loc, sigur, tu nu erai anul trecut, dar de pe ultimul loc, cu doar câteva transferuri, să ajungeți să fiți o echipă de play-off după clasament, nu? Da. Cred că și pe voi v-a mirat. Sincer, am zis și la un interviu, mă așteptam și aveam în cap acest lucru, să vin, să ajut echipa și să fie o surpriză plăcută a campionatului. Am venit și cu colegii mei de la Vitorul, cu Căpușă și Paul Iacob, cu o altă poftă de joc, deoarece nu prea am avut foarte multe minute din perioada Vitorul. Împreună cu Daniel Poppa am promutat de la Dynamo, Ney Kutsescu, Diaz de la Sepsi, adică suntem mai mulți jucători împrumutați, nu transferați la Chindia. Și mă bucur că am reușit să ajutăm echipa, să fim pe locul 6 în acest tur și sper să începem campionatul următor mai bine. Simți că ați putea fi marea surpriză a campionatului? Eu cred că e de vreme să vorbim acum. Adică a fost un tur de campionat foarte bun, suntem pe locul 6, dar după cum vedeți, pierzi 2 meciuri, ai căzut. Câștigi 2 meciuri, ești sus iar. Adică e foarte strâns campionatul. Hai să vedem și golul. Ăsta e golul marcat de tine, cred că l-ai văzut de multe ori. Spune-ne cum ai trăit acest gol, ce sentiment te încearcă când marchezi primul gol în Liga 1? În primul rând, după ce am marcat, nu știam să mă bucur. Nu prea... Eram foarte fericit, dar eram poate mai fericit dacă rămânea scorul 2-1 la finalul meciului. Dar... Ok, dar pentru tine personal... Personal... A fost primul gol la seniori. Mă bucur că am reușit să-mi fac familia fericită și să ajut echipa. Cristi, la câteva sute de kilometri tu trăiai golul la televizor. Da, am mai spus. Te uiți singur la meciurile lui Marco sau? Cum? Te uiți singur la meciurile lui Marco? De obicei îmi place să mă uit singur. Că, trăiesc mult mai bine și pot să fiu atent la toate detaliile jocului. Și altfel văd meciul singur. Oricum, felicitări pentru primul gol și să nu fie ultimul. Adică să ne obișnuiască cu astfel de momente. L-ai putea antrena pe Marco? De ce nu? De ce nu? Te-ai putea detașa de... Am avut un moment când eram la Luceafărul Oradea, când l-am antrenat pe nepotul meu și n-a fost ușor. Știam că va fi o situație un pic mai aparte, așa, să-ți antrenezi nepotul. Și aici, ce vorbeam mai devreme, valoarea lui și jocul lui îl face să intre în teren. De multe ori l-am lăsat rezervă, pentru că n-a respectat ceea ce am spus sau n-a jucat bine, 2-3 meciuri. Deci erai antrenor acolo și atât. Da, exact. Marco, urmează un an important, un an cu Olimpiadă, un an cu campionat european. Sper, mă gândesc să fii acolo și după ultimele evoluții ai meritat să fii în lotul național de tineret. Da, sper să încep anul foarte bine, să joc constant, cum am făcut și în ultima parte a acestui campionat. Să marchez în continuare, dacă pot acest lucru și, normal, atunci mă voi gândi și eu să fiu convocat la echipa națională. Gândesc că visezi la un turneu final, să ajungi tu la un turneu final doar, Cristi. Normal, la ultimul campionat european, din păcate, am fost accidentat. Da. Înainte nu prea am mai avut șansă la cei de la Swansea și nu am fost convocat, dar acum mă bucur că am revenit, mă bucur că mi-am găsit locul la Chindia, chiar dacă sunt împrumut, și prin evoluțiile mele să-i fac pe selecționer să mă convoace. Cum e Crăciunul la voi? Ce faceți de Crăciun? Crăciunul nu cred că mai e la fel ca în ultimii ani, dar nu știu, mă bucur că sunt alături de ei, suntem împreună, asta e cel mai important. Și vom sta acasă, nu cred că vom face alte lucruri. Mulțumesc, Marco. Un an mult mai bun să ai decât ăsta, să ai un an în care să prinzi turneele astea finale. Ar fi, cred că, ideal pentru tine. Felicitări pentru gol și pentru evoluțiile la Chindia. Mulțumesc, Cristi. Să aveți sărbători fericite. Oricum, Cristi, o să ne revedem noi aici pe tot parcursul anului, nu? În 2021, cu emisiunile Fotbaluc. Așadar, cam atât a fost emisiunea specială cu familia Dulca. Să aveți sărbători fericite, să aveți grijă de voi, de cei din jurul vostru, rămâneți sănătoși!